Bună, fetelor, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Vă rog să mă scrieți dacă vi se pare că vorbesc prea repede. În general, așa vorbesc eu repede, dar aș vrea să mă înțelegeți totuși și vă rog să-mi scrieți dacă cumva vorbesc prea repede, să vorbesc mai rar, să înțelegeți totuși ce vreau să vă spun. În videoul de astăzi mă gândeam să vă arăt. Aici eu mi-am îndepărtat culoarea de pe unghiuțe, am lăsat baza pe care o aveam. Rămânem tot de la formă oval. Și mă gândeam să vă arăt astăzi o variantă de baby boomer sau degrade, o variantă foarte soft făcută din două baze, respectiv din baza aceasta roze, care v-am zis că îmi place mie foarte mult, este o bază rubber de la Victoria Vin și cu o bază alb lăptos de la Max. Bun, și metoda este extrem de simplă și putem termina o manicură foarte, foarte rapid. Bun. În partea de sus voi aplica baza roze. Ambele baze sunt baze rubber. Voi aplica această bază roze într-un strat nu foarte, foarte subțire, dar nici foarte gros. Având o viscozitate mare, această bază se întinde puțin mai greu, dar se autonivelează absolut perfect. Puteți coborâ mai jos cu rozeu, puteți pune mai mult roz, mai mult alb, fiecare cum dorește. Aceasta este baza mea rubber alb lăptos, cum îi spun eu. Este un alb mai transparent. Voi aplica pe vârful unghiei. O să încerc să țin mânuța așa mai sus la cameră ca să vedeți mai bine. Sau nu știu, poate nevoie să vorbesc mai tare sau să vorbesc mai încet. Puteți să-mi scrieți dacă doriți ca să mă înțelegeți cât mai bine. Sau dacă vă deranjează ceva. Bun. Deci voi aplica pe vârf albul, după care voi lua o pensuliță foarte subțire de pictură. Așa. Și o să amestec pur și simplu culorile, o să trag puțin din alb în sus și o să le amestec. Foarte simplu se poate face, n-am mai găsit o variantă atât de soft în ultima vreme. Să fie foarte finuță, să nu fie, nu se mai poartă. Anul acesta nu se mai poartă culorile foarte stridente, albul foarte puternic. Chiar și combinația asta de baby boomer, mai mult au apărut variantele acestea soft, care sunt mult mai finuțe. Bun. Mergem mai sus, mai jos, cu alb, cu rozeu, le amestecăm bine. Să creăm efectul unui degrade. Bun. Trebuie să acoperim. Putem face cu pensulița și lateralele să acoperim cât de bine, să nu rămână bule de aer. Bun. Pur și simplu încerc să amestec culorile, ele fiind foarte asemănătoare, arată foarte bine. Bun, mai întindem un pic de pe vârf, să nu ne rămână vârful nostru gros. Bun, și cam aceasta ar fi varianta de baby boomer. Vom polimeriza 30 de secunde lampa LED. Bun, am polimerizat prima unghiuță, voi face cea de-a doua. Cred că v-am mai spus și în videourile anterioare unde vă arătam, vă prezentam produsele rubber. Este foarte important să aplicăm doar câte unghie și să uscăm fiecare unghiuță în parte. Eu am avut negru pe unghiuțele înainte și foarte, foarte greu am depărtat perfect culoarea de pe unghiuță, că altfel se vede fiind aceste baze puțin transparente. O să se vadă. Bun. Aplicăm din nou roz în partea de sus. Puteți aplica și invers. Rozul în partea de jos arată foarte bine. Dar de această dată
Voi aplica roz în partea de sus, alb în partea de jos. Să zicem așa, un baby boomer mai clasic. Vedeți cât de repede se autonivelează. Vreau să aplic puțin și cu pensulița subțire în zona cuticulară, să acoperim cât mai bine. Așa. Bun. După care aplicăm din nou albul pe vârf. Nu punem nici surplus de material, nu este nevoie de produs, doar strictul necesar, cantitatea necesară. Nu trebuie să punem mult. Eu vreau să acopăr foarte bine lateralele pentru că autentă gălbuie unghiile mele și aș vrea să rămână doar în sfera aceasta de alb. Pur și simplu amestec extrem de ușor culorile între ele. Repet, uscăm fiecare unghiuță în parte. Nu are rost să faceți două, trei unghiuțe, că o să curgă în laterale, o să se îngroașe unghia și deja nu mai arată bine. Cel puțin cu repet de fiecare dată, cu produsele pe care le folosesc eu. Nu pot să discut și nu pot să dezbat alte firme. Nu știu cum se procedează, cum funcționează. Eu strict cu firmele care lucrez vă arăt cum procedez. Bun. Mai insist un pic pe vârf, mai trag în jos puțin culoarea. Vreau să vină albul până pe laterale. După care uscăm și această unghiuță 30 de secunde la palet. Bun, aici am terminat mânuța. Vă arăt încă o dată, am folosit această bază rubber de la Victoria, Mega Base Cold Pink și fiberul de la Max numărul 34. Bun, și am obținut un baby boomer foarte soft, foarte natural. Țin așa pe mânuță să se vadă mai bine contrastul. Este o culoare foarte finuță și mă tot gândeam să fac un modelaj la fel de finuț. Voi folosi niște stickere. Eu aici am foarte multe variante de stickere. Sunt extrem de finuțe pe bază de apă. Bun, eu voi folosi doar două variante. Având în vedere că am ales o variantă foarte finuță de ojă sau de combinare de ojă, mă gândeam și la un model. Am un recipient micuț cu apă și voi mai folosi această frunzuliță tot pe negru. Bun, voi folosi o pensetă. Lăsăm câteva secunde în apă. Bun, între timp voi folosi White Lotus de la Emi. Albul, să fac un modelaj foarte, foarte simplu. Da, aceste baze au un strat de dispersie foarte, foarte gros, adică ele sunt foarte lipicioase, unghiuțele. Trebuie să avem grijă cum lucrăm. Bun. Și voi face niște punctulețe foarte, foarte finuțe, albe. Aș vrea un pic să intensific ideea de alb pe această unghiuță. Și de fapt nici nu sunt niște punctulețe, dar ca niște înțepături de ac.
Bun. Atâta e tot. Vreau să fie o manicură extrem de finuță. Bun, voi usca în lampă. Bun. Tot 30 de secunde în lampa LED. Acum pot să scot sticărele mele. Ele sunt extrem de finuțe, se lucrează foarte ușor cu ele, dar că trebuie puțin tică răbdare. Ne uităm pe ce parte sunt lipite. Bun, ați văzut cât de simplu se aplică, dar foarte important și de ce îmi plac mie foarte mult, eu care nu am nu știu ce talent la pictură, nu pot să încerc modele foarte complicate de pictură pentru că nu am imaginație și nu prea am talent și atunci mă folosesc de sticăre și acestea, după cum puteți vedea, sunt extrem de finuțe. Foarte, foarte finuțe, se lucrează foarte ușor cu ele. Bun, voi aplica cel de-al doilea sticăr. Trebuie doar să fiu sigură pe care parte îți lipite, să nu mă chinui degeaba. Nu se dezlipesc ele foarte, foarte ușor, deși dacă avem noroc, se dezlipesc direct în apă. Nici nu mai sunt sigură pe care parte ai, dar imediat o să... Ele se lipesc foarte repede, de aceea trebuie să ne mișcăm rapid. Că altfel ele se îndoaie și se distrug. Încerc să poziționez pe mijlocul unghiei. După care o apăs, îndepărtez surplusul. Bun. Vedeți cât de finuțe sunt. Bun, îndepărtăm vasul de apă să nu-l vărsăm. Toate ustensilele că nu mai avem nevoie de ele. Bun, vă mai arăt încă o dată. Și eu m-am hotărât să aplic un top mat. După cum știți, topul meu mat preferat de la Nolia. Voi aplica un strat relativ subțire. Voi insista să nu-mi rămână suprafețe lucioase, după care, la sfârșit, o să mai finisesc puțin pe sub unghie, deoarece sunt puțin cam groase unghiile mele. Am pus un strat mai grosuț de bază, care trebuie puțin finisat, să nu rămână unghiuțele groase. Bun, și acum aplic topul. Insist foarte, foarte mult. El fiind un top viscos, se întinde mai greu. Bun. Și pe cea de-a doua înghiuță. Și la fel voi proceda cu toate înghiuțele mele. Aplic acest top mat, căreia eu o să-i vedem mătuitatea, să spunem așa, după ce voi scoate înghiuțele din lampă, după polimerizare și după degresare, o să se vadă cel mai bine stratul său mat. Bun. Bun. Am polimerizat 60 de secunde în lampa LED. Bun. Voi degresa. Foarte bine fiecare unghiuță. Și așa arată baby boomerul meu. Cu efect mat. Voi finisa puțin și dedesubt cu o pilă de 100 pe 180.
la fel voi proceda cu fiecare unghiuță. Voi finisa puțin pe dedesubtul unghiei. Pentru ca să rămână unghiuțele cât mai subțiri. Rezistența unghiuțelor nu este dată de 70 de straturi de gel, ci pur și simplu de o tehnică corectă, de o aplicare corectă, și atunci unghiuțele vor rezista și dacă sunt mai subțiri. Un pic să țin ca și fundal mânușa mea roz. Voi finisa toate unghiuțele pentru a obține niște unghiuțe slim, cât mai subțiri ale posibil. Și cam aceasta este ideea. O să finisez toate unghiuțele să vi le arăt. Bun, am adăugat un fundal roz, să nu vă speriați, este foarte roz, pentru că am vrut să vă arăt, o să trag și lampa puțin mai încoace, pentru că vreau să vă arăt cum arată într-un final manicura mea, Baby Boomer, repet, din două baze, roze și alb lăptos, cu un modelaj foarte simplu și două sticăre. Cam aceasta este ideea mea de astăzi. Sper că v-a plăcut. Repet, dacă vorbesc prea tare sau vorbesc prea încet sau vorbesc prea repede, vă rog să-mi scrieți, pentru că ideea mea este să vă pot ajuta și să mă puteți înțelege. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept pe canalul meu pentru alte noutăți. Nu știu, dacă vreți să vă mai arăt ceva, o să vă mai prezint și din firme. Am descoperit niște oje mai ieftinuțe, au un preț foarte accesibil și au acoperire perfectă. O să vă arăt în videoul următor ce culori mi-am cumpărat eu și despre ce firmă este vorba. Cam atât pentru videoul de astăzi. Vă pup!